Kessler Norbert, reprezint firma Ecomatrix la Köln, sunt managerul tehnic al firmei și am venit la Köln cu scopul de a ne întâlni cu clienții actuali și de a căuta noi clienți în segmentul nostru de producție de mobilier pe lemn masiv, în general mese. Ca și profil de al nostru de producție este mesele din lemn masiv de cer cu anumite caractere speciale legate de fisurile și crăpăturile pe care le prelucrăm. Prin acest stil, practic, fiecare client primește un produs individual al lor, pentru că materialul din care îl prelucrăm, fiecare buștean e un pic diferit și atunci crăpăturile sunt diferite, materialul e diferit și practic aceeași dimensiune de masă la doi clienți separați ajunge oarecum personalizat. Ca și noutăți pe care le prezentăm în acest an la Kölnul din Târg este masa Verona, e un produs pe care îl prezentăm în premieră anul acesta aici la Köln. Am ales să folosim un lac natur ca și finisaj pentru a da oarecum formă și un pic de culoare. Specific lemnului de cer sunt aceste culori oarecum neuniforme și am considerat că va fi cea mai bună culoare pentru a ne prezenta cu acest nou model aici la Târgu din Köln. Cam asta e în mare, să zicem, linia noastră de produse. Mai putem face și clasica mobilă din lemn de stejar, fără fisuri, fără crăpături. Acelea sunt oarecum o linie pe care mai mergem, dar principala linie este aceasta a produselor rustice. Ce așteptări avem? În primul și în primul rând participăm undeva la 3-4 târguri internaționale pe an. Principala așteptare a noastră este să ne menținem clienții pe care îi avem și în acest an o parte dintre clienții din zona Kölnului au venit și ne-au vizitat și nu numai că am venit și clienți din Austria. Primul obiectiv al nostru este de a ne menține clienții, de a simți efectiv produsele pe care le producem, pentru că poza nu neapărat poate să dea înapoi tot ceea ce oferim noi clienților noștri, ci trebuie să simtă cu propria mână lucrurile. Și până la urma urmei e un alt obiectiv și a acapara clienți noi. Și asta vom vedea acum la sfârșit de târg ce contracte noi vom reuși să facem.